Aproape poveste. Nopțile îi se păreau foarte lungi. Noa nu-și putea stăpâni sentimentele de ciudă și de invidie când, rând pe rând, toți tovarășii de joacă se duceau către vizuinile familiilor lor. Coada ei stufoasă de vulpiță tânără tremura nervos. Uneori trăgea cu ochiul la ce se întâmpla în culcușul unora dintre familiile pădurii. Atunci, golul acela din piept îi se făcea și mai mare. Alteori, o încercau sentimente de superioritate. Să umbli prin pădure noaptea e un semn de maturitate, nu-i așa? Însă pădurea devenea din ce în ce mai rece și neprietenoasă. Părea că se înstrăinează de cei care nu respectau codul nescris al somnului. Apoi singurătatea învingea. Înfrigurată și obosită, Noa se întoarse în vizuina goală. Cu botul ușor ridicat, adulmecă aerul. I se părea că odată cu trecerea zilelor, mirosul drag al părinților se atenua. I se zbârlea blana numai la gândul că odată nu o să mai simtă nimic. Era ca și cum i-ar uita. Nu am voie să uit. Nu am voie să uit, își repetă Noa. Lacrimile le aduseră liniștea de care avea atâta nevoie. Înghemuită într-un cotlon, Noa a dormit în cele din urmă și căzu într-un vis adânc. Era același vis ce se repeta noapte de noapte. Iarba îi mângâia botul ascuțit în timp ce alerga. Știa drumul către tufele de coacăze atât de bine încât l-ar fi găsit și cu ochii închiși. Noa, nu te îndepărta prea mult, strigă mama. Lasă, dragă, fata în pace, zâmbi împăciuitor tatăl. Ce poate să-i se întâmple? E mare acum. Noa, când auzi încurajarea tatălui, trase aer în piept și iuți pasul și mai tare. Dorea să le facă o surpriză părinților. Flori și fructe de pădure. Dacă se grăbea, ar fi avut timp și să culce iarba la pământ, pregătind astfel un culcuș pentru toți trei. Își imagina cum mama își va miji ochii aceia atât de frumoși și o va privi printre genele lungi. Așa făcea ori de câte ori era mulțumită. Tatăl ar fi luat-o la pieptul lui puternic. Nu ar fi zis el foarte multe, pentru că era mai tăcut din fire, dar nicăieri nu era mai bine decât în brațele lui. Deodată, un pocnet asorzitor aproape că îi opri inima. Amețită, se împiedică și se rostogoli în iarbă. Încă îi răsuna în urechi zgomotul acela groaznic. Era ca și un trăsnet venit din senin. Dar nu a urmat nici întunericul, nici vântul, nici picăturile de ploaie. Încercă să-și strige mama, dar nu reuși nici măcar un scâncet. Picioarele îi se mișcau anevoios, parcă prinse de o iarbă ce o dorea captivă. Se lupta din răzputeri să se întoarcă și să ajungă la părinții ce întârziau să apară. Poate că mama o și striga deja, dar ea nu mai putea auzi. Timpanele îi vibrau încă dureros. În cele din urmă, iarba nu mai avea atâta putere. Tată, reuși Noa să șoptească atunci când zări capul semeț al tatălui. Acesta părea să nu o audă. Dar odată ce Noa mai făcu un pas, își văzu mama întinsă la picioarele tatălui, ce mârâia amenințător. Iarba din jurul părinților avea o culoare ciudată. Tatăl își întoarse capul, săgetând-o cu o privire pe care nu o mai văzuse niciodată, ca imediat după aceea să sară asupra unui dușman invizibil, dincolo de iarba cea înaltă. Același pocnet asurzitor. Peste iarbă se așternu o toamnă nefirească. Tată! Strigă în somn mica vulpe. Trezită din somn de propriul glas, se ridică și țâșni afară din vizuină. Răcoarea nopții o trezi de-a binelea. Privind înapoi spre locul care până nu de mult adăpostea căminul lor, nu mai simți dorința de a se întoarce. Clarul de lună îndulcea atmosfera pădurii. Lumina argintie ascuțea umbrele și deschidea cărări alminteri nevăzute. Noa apucă agale pe una dintre ele. Încet, încet, simțurile îi vorbeau pe o limbă ce încă nu o deslușea pe deplin. Simți că nu este singură, dar nu o încercă nicio curiozitate. Pășea în continuare alene, fără vreo țintă anume. O umbră îi sări în cale. Iată, uită cine nu are somn. Te pomenești că tu-i fi făcut mare. Noa l-a recunoscut pe nesuferitul de Zagor, vulpoiul, dar fluturându-și coada, își continuă drumul. Hai, copilă, nu te supăra. Încercam și eu să fac o glumă. Știu că nu ți-e ușor, spuse Zagor în timp ce îi se alătură micuței. Straniu, nici nu-și amintește de ce nu-l plăcea pe vulpoiul acesta lungan. Poate pentru că tatăl ei nu-l privea cu ochi buni? Auzise odată o discuție purtată acasă. Mama încerca să îi ia apărarea lui Zagor cu jumătate de glas, în timp ce tatăl îi spunea cuvinte apăsate pe care Noa, fiind prea mică, nu le înțelegea. I-a rămas însă în minte acest cuvânt. Rebel. Când mai târziu și-a întrebat mama ce înțelesea la acest cuvânt, a fost îndemnată să-și vadă de treaba ei. Pe semne că un rebel se bagă în treburile celorlalți, cum face Zagor acum. Și mie mi-e dor de ea, șopti vulpoiul. De ce ți-ar fi? Tu ești un rebel. Își scăpă Noa gândurile printre dinți. Rebel? Repetă Zagor oprindu-se. Privind la micuța siluetă, aproape că o vedea pe mama ei în copilărie. Chiar că te-ai făcut mare, semeni cu ea. Noa se opri lăsându-și capul în jos. În ultimul timp, nimeni nu-i mai vorbise de părinți. Toți se comportau de parcă nu se întâmplase nimic. Știa că toți cunoscuții încercau să o protejeze, dar oare de ce nu înțelegea nimeni că nu trebuie să fie apărat de amintirea celor dragi? Sau, dacă nu vorbești despre ceea ce te doare, înseamnă oare că nu te va mai durea? Dintre toate surorile, pe ea am iubit-o cel mai mult, mormăi Zagor. Era o regină a pădurii. Iar cu tatăl tău am făcut cele mai mari năzbâtii când eram de vârsta ta. Aceste locuri nu vor mai fi niciodată la fel din cauza lucrurilor întâmplate. Uciderea lor a aprins un foc care nu va mai putea fi stins niciodată. Dacă m-ar fi ascultat, spuse Zagor în timp ce se plimba în jurul ei. Cu fiecare vorbă, cu fiecare pas, vulpoiul era din ce în ce mai sigur că, în această noapte, Noa îl va urma. Despre ce foc vorbești? Întrebă îndurerată micuța orfană. Ar trebui să-i anunțăm pe ceilalți. Ridică glasul Noa în timp ce căuta din privire orice urmă de lumină, ceva care să indice pericolul despre care vorbea Zagor. Aflat la câțiva pași mai înainte, Zagor o provocă. Vrei să vezi focul? E bine, dacă da, urmează-mă și vei vedea un foc care poate fi simțit doar de cei mai puternici din pădure. Acesta este un foc care va mistui nepăsarea celorlalți. Și, draga mea, focul acesta nu va lumina cerul, ci va aduce cel mai mare întuneric pe care l-a cunoscut această pădure.